Bun găsit! Avionul în care se afla Radu Mazăre a aterizat în urmă cu aproximativ o jumătate de oră aici pe aeroportul Otopeni, cu o întârziere de aproximativ 20 de minute, iar în aceste momente are loc procedura de transfer. Vorbim așadar despre faptul că Radu Mazăre va fi predat de către escorta cu care acesta a fost adus aici pe aeroportul Otopeni din Madagascar, Administrației Naționale a Penitenciarelor. Mai exact, sunt semnate toate documentele în prezența poliției de frontieră. Ulterior, Radu Mazăre va fi preluat de Administrația Națională a Penitenciarelor și transferat la penitenciarul Rahova, acolo unde Radu Mazăre va sta cel puțin în următoarele 21 de zile, pentru că urmează o perioadă de carantină. Nu este exclus ca în această seară sau mâine, ulterior, Radu Mazăre să fie dus la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde se va confirma mandatul de arestare preventivă în lipsă emis de judecători pe numele lui Radu Mazăre, pentru că acesta a încălcat controlul judiciar în dosarul Polaris. Ei bine, rămâne de văzut dacă în această seară va fi adus la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru confirmarea acestui mandat de arestare preventivă sau acest lucru se va întâmpla mâine. Cert este că Radu Mazăre a încercat astăzi, cât a fost pe aeroportul din Paris în perioada în care a avut loc acea escală, a încercat să găsească o metodă astfel încât să mai amâne puțin venirea sa în țară, mai exact prin intermediul apărătorilor săi. Radu Mazăre a solicitat azil politic în Franța, însă autoritățile de acolo au respins foarte rapid cererea făcută de Radu Mazăre. Așadar, în aceste momente se află aici, pe aeroportul Otopeni, iar dintr-un minut într-altul, după ce se vor semna toate documentele, va pleca către penitenciarul Rahova. Așteptăm și noi imagine. Gabriela Mihai, aș vrea să faci o precizare. De ce va fi încarcerat Radu Mazăre în regim de detenție închis? Care este situația lui în momentul de față? Pentru că vorbim despre un mandat de extrădare în baza unei condamnări definitive date de către magistrații Curții Supreme. Vorbim despre o condamnare la 9 ani de închisoare cu executare. Când vorbim despre o asemenea pedeapsă, cu siguranță, în cazul unor astfel de deținuți, vorbim despre un regim închis. Așadar, cu siguranță acest lucru se va întâmpla, însă, așa cum menționam, Radu Mazăre va fi dus la penitenciarul Rahova, pentru că acolo, în general, au loc acele perioade de carantină în momentul în care deținuții încep mandatul de executare atunci când sunt condamnați, sunt duți și în penitenciar, unde stau în carantină 21 de zile. Acest lucru înseamnă că în toată această perioadă de 21 de zile li se fac mai multe analize și documente. Ulterior, se stabilește și regimul de detenție în care condamnatul își execută pedeapsa. În cazul lui Radu Mazăre, așa cum menționam, fiind vorba despre o condamnare de 9 ani de închisoare, cu siguranță vorbim despre un regim închis. Prin urmare, cel mai probabil că ulterior Radu Mazăre va fi transferat la penitenciarul din Tulcea, acesta fiind cel mai aproape de locul în care Radu Mazăre are domiciliul. Pe de altă parte, pe lângă faptul că vorbim despre o perioadă de carantină în care urmează să intre Radu Mazăre în momentul în care ajunge la penitenciar, mai sunt și alte proceduri care vor trebui urmate la instanță. Prin urmare, cel mai probabil că Radu Mazăre trebuie să fie în aceste momente ținut într-un loc în care drumurile spre instanță să fie cât mai rapid de făcut și cât mai ușoare. Da, e foarte interesant. El vine cu un zbor de la Paris, dar nu este afișat, da, în display oficial al aeroportului Otopeni. Nu vedeți zborul de la Paris. Au fost și ceva probleme. Revenim în studiu.
studio, vom urmări imaginile, da, procedura, vă repet și eu, procedura este, va merge la poliția de frontieră, va fi preluat de autoritatea penitenciarilor, dus la Rahova, apoi va ajunge la penitenciarul Tulcea, unde va beneficia, cu ghilimele de rigoare, de un regim închis, adică destinat deținuților periculoși, 9 ani de pușcărie, încă 4 dosare care vin pe țeavă pentru Radu Mazăre, într-o zi politică extrem de tensionată. Liviu Dragnea, prietenul lui Radu Mazăre, tovarășul de excursii, partenerul politic al lui Radu Mazăre, Liviu Dragnea, așteaptă peste o săptămână, lunea viitoare, o decizie definitivă în dosarul angajărilor fictive. Nu mai este timp nici pentru Liviu Dragnea. Va afla președintele PSD dacă va face și el închisoare asemenea prietenului său sau dacă va fi achitat și va putea să-și continue cariera politică. Zile extrem de tensionate, suspansul politic este foarte mare. Ce se întâmplă în această săptămână, ce se întâmplă în această duminică alegerilor europarlamentare, ce se va întâmpla lunea viitoare, vor defini traseul și bătălia politică din perioada următoare pentru alegerile prezidențiale. Dacă rămâne în libertate, dacă va fi achitat, Liviu Dragnea va candida la președinția României. Dacă va fi încarcerat, practic, toate jocurile de putere vor fi resetate. Îl vedeți aici pe Radu Mazăre coborând din avionul care l-a adus de la Paris. Imagini cu câteva momente în urmă. A fost luat de polițiști. Ceilalți pasageri au părăsit avionul. El este ultimul pasager care coboară. Vedeți imaginile. Este transportat în Duba, poliției de frontieră. Va fi dus în poliția de frontieră, în punctul de la Otopeni, unde va semna niște documente, va intra oficial în țară, va fi preluat, va fi dus la Rahova în carantină. Repet, regimul penitenciar pentru deținuții pe periculoși. Haideți să vedem imagini. Nu știu, probabil ultimul. Da, și nu cred că este oamenii... pe aici. Oamenii veneau să vorbească cu el. Nu știu dacă m-auzi, Mihai, în acest moment vorbesc cu un prim martor. O să rog pe colegul meu să mute cadru. Bine, aici te rog. A fost un drum lung. A fost ok, n-a avut voie să vorbească, deci... n-a avut voie să vorbească cu nimeni. N-a avut voie să spună nimic, deci nu s-a întâmplat nimic. Nu a fost nimic. Așa că, pare rău, n-a fost nimic spectacular pe acolo. Nu, tăcut, nimic, liniște, total, nimic. Le-ai văzut dacă a mâncat sau ceva? Nu, asta n-am mai spus, nu știu dacă și mănâncă. Dar oamenii veneau să vorbească cu el? Nu. El vorbea cu cineva? Nu, n-a avut voie să vorbească, nici măcar cu băiatul lui, deci. Da, pe băiatul lui cum l-ai văzut, era după mătere? Supărat, nu știu cum poți să-l vezi, adică nu cred că era în culmea fericirii. El mai era însuțit de cineva? Nu știu. Nu. Nu a stat să mă uit nici la el. Au fost oameni care au vrut să-și facă o poză? Doamne, ferește, nu știu, chiar n-a stat să mă uit dacă vrea lumea să-și facă o poză, dar a fost ok, a fost liniștit, zborul a fost ok. Nu s-a întârziat, nu s-a întârziat nimic special din cauza... Nu știu ce a fost cu scandalul din Paris, am văzut că s-a tăvălit pe jos, nu s-a tăvălit nimeni pe nicăieri, a fost ok. Dar ce a fost cu întârzierea? A, dar n-a avut nicio treabă cu el, nu. Nu, așa e în Paris. Nu, în Paris orice avion întârzie, ce vine din Paris se întârzie, deci nu are treabă cu el. Doar am întârziere. Ai văzut că a mers la toaletă pe tot parcursul acestor ore de zbor? A stat în ultimul rând, deci n-am stat am stat fix în față, n-am stat să-l văd din spate, deci... Dar era liniștit, era ok. Ok. Un pasager care l-a însoțit, da, în cursă pe Radu Mazăre. S-au informat și sursele și informațiile pe surse publicate de presă cum că Radu Mazăre ar fi făcut o scenă în aeroportul din Paris solicitând azil în Franța. Fotografiat Radu Mazăre, au apărut și fotografiile pe rețelele sociale în avionul respectiv. Acestea sunt imaginile, făceam o paralelă cu destinul politic al lui Liviu Dragnea. O zi foarte complicată, o săptămână politică foarte complicată, ultima săptămână de campanie. Intrăm în dezbaterea politică, intrăm în dezbaterea electorală, o să avem imagini. Vă prezint invitații din dezbatere, ministrul culturii, senatorul PSD Daniel Breaz. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Răzvan Prișcă, deputat Partidul Național Liberal, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Deputatul Partidului Mișcarea Populară, Adrian Todoran, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Daniel Constantin,
deputat și lider al Pro-România. Bună seara, mulțumesc pentru prezența, domnule Constantin. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Liviu Dragnea, să avem un punct de discuție. Vom avea două intervenții telefonice, așteptăm și pe cei de la PSD. A fost rumoare în Partidul Social Democrat. Olguța Vasilescu, purtătorul de cuvânt oficial al partidului, a vorbit cu legătură, în legătură cu cazul Radu Mazăre, că nu este întâmplător, că nu noi, a spus Olguța Vasilescu, l-am adus pe Radu Mazăre în campanie electorală, făcând trimitere la momentul din 2009, când a fost adus în România Nicolae Popa, un alt deținut VIP, galonat. În campanie electorală vine Radu Mazăre, nu întâmplător, un prieten și un asociat, un partener politic al Liviu Dragnea. Ce va povesti Radu Mazăre? Repet, el încă are 4 dosare penale în ancheta procurorilor în România, 9 ani de pușcărie. Radu Mazăre este un deținător de informații extrem de delicate despre ce s-a întâmplat în PSD în ultimii 10-15 ani. Cum a câștigat, de exemplu, Victor Ponta alegerile pentru conducerea PSD în 2010, relația adevărată cu Liviu Dragnea, cu alți baroni ai partidului, Oprișan, Nicușor Constantinescu, așadar un personaj cheie adus în România după aproape 2 ani de zile, va vorbi Radu Mazăre. Surse din anturajul lui Radu Mazăre spun că acesta este extrem de supărat pe Liviu Dragnea și pe modul în care a fost adus în România în guvernarea PSD cu ministrul la justiție, Ana Bircea, care s-a grăbit foarte tare să facă aceste proceduri de extrădare. Lucruri foarte interesante. Revenim la Liviu Dragnea. Haideți să vedem imaginile zilei. Imaginile care vor marca România pentru următoarele luni. Domnule Breaz, până vine domnul Dragnea, un mic comentariu pe ce s-a întâmplat astăzi, o zi foarte complicată. Ce se discută la partid în momentul de față? Nu știu, nu am fost riscați, la partid. Riscați să vă pierdeți șeful? Nu o să ne pierde niciun șef de partid, pentru că încă o dată mențin punctul de vedere, acest dosar nu este un dosar în care să fie niște fapte care într-adevăr să poată fi incriminate așa cum sunt. Este un dosar politic, mențin punctul de vedere, chiar dacă zâmbiți acum, un dosar în care, practic, domnul Liviu Dragnea este incriminat pentru niște fapte, nu știu dacă putem să le catalogăm ca existente faptele respective. Și haideți să vă dau un exemplu. Dacă ai fi, de exemplu, șeful unei instituții, ai 1000 de angajați în subordine și spune cineva după 5-6 ani de zile, când ai fost șef, atunci se pare că cineva de la tine din instituție era angajat, dar nu lucra în instituție. Nu poți să monitorizezi pe toată lumea. Fiecare angajat are un compartiment, are un director de compartiment care ar trebui să le monitorizeze, să facă o prezență, dacă ar fi fost așa. Deci eu nu îl văd pe domnul Liviu Dragnea atunci în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman a fi sau a putea să fie acuzat de astfel de fapte. Încă o dată mențin un dosar politic. Dosarul pe fond, că l-au discutat judecătorii. Sunt 4 inculpați care și-au recunoscut faptele. Adică e o premisă de dacă... Eu am spus aici de acuzele care îi se aduc domnului Liviu Dragnea și chiar am dat un exemplu. Sunt alte persoane care pot să gestioneze activitatea fiecărui compartiment dintr-o anumită instituție, iar persoanele respective, dacă ar fi constatat la un moment dat neregulă, ar trebui să fie raportate. Eu nu văd de ce domnul Liviu Dragnea ar putea fi acuzat de astfel de fapte. Este un dosar politic. Au recunoscut doamnele respective că a fost instigate de domnul Dragnea. V-am dat instigate de domnul Dragnea. Clare. Ce înseamnă instigat? Te duci și dai o declarație că m-a obligat să fac sau nu. Fiecare poate să vorbească, trebuie să le mai și probezi declarațiile respective. Spune așa acum că domnul Mazăre va fi un personaj cheie. Trebuie să probezi toate declarațiile care le dai. Așa poate să vorbească oricine, poate să vină să acuze oricine pe oricine, dar trebuie să vii și cu documente și cu dovezi. Motivarea de la Funda și Vito? Deci am citit și m-am uitat pe toate aceste lucruri. Eu vorbesc de premisele, ipotezele din acest dosar. Iar ipotezele din acest dosar, credeți-mă, vis-a-vis de domnul Liviu Dragnea, mi se par create și niște ipoteze pur politice. Am vorbit de ipotezele și de domnilor, unde a pornit acest dosar. Domnilor, oricât v-ați chinui, nu tranșați soarta dosarului, o să tranșeze judecătorii peste o săptămână. Eu v-am întrebat analiza politică, domnule ministru, da? Sunteți lider al PSD. Ce se întâmplă în varianta în care Dragnea este condamnat la pușcărie și ce se întâmplă în varianta în care Dragnea este achitat? Dacă va fi condamnat, cine va deveni liderul PSD? Nu, Dragnea nu va fi condamnat. Deci cealaltă variantă... Nu puteți spune dinainte... Dumneavoastră știți ce hotărâți judecătorii în România? Eu vă spun, nu să fie condamnat. Au mai fost mulți care au dat verdicte înainte să fie condamnat domnul Liviu Dragnea pentru că acele fapte nu există. Stați puțin. Păi nu știu cum se întâmplă că doar când e cazul PSD-ului sunt dosare politice. Dacă cercetăm pe altcineva, nu este un caz politic.
Ei, momentul de față, Liviu Dragnea, la fel cum ați expus dumneavoastră, ar trebui să ne strângem în piață și să-i plângem de milă. Săracul chiar nu este vinovat. Nu este vinovat. Vă spunea colegul de platou, domnule, sunt patru care au recunoscut. Păi eu vorbeam de Liviu Dragnea și domnul, că nu este vinovat ministru. În acest dosar. Ci domnul ministru, dar, nu, dar cum spuneți noastră că nu sunt, e vinovat? Știți dumneavoastră este că nu e vinovat? Este condamnat? Deocamdată există, da, există, există premisa. În prima domnul ministru, există în prima instanță, da. Până la o decizie definitivă și irrevocabilă nu putem discuta despre o condamnare. Nu mă interesează ce au spus celelalte persoane, că și-au răspuns sau nu. Stați puțin. Domnilor, tot ce nu vă avantajează pe dumneavoastră, nu puneți în coșul PSD-ului, ce vă dezavantajează, domnul Todoran, nu este un dosar politic. Mine, domnul Todoran, facem o dezbatere, eu moderez emisiunea, suntem în dezbatere electorală. Nu cred că dumneavoastră, domnule Pișcă, domnule Breaz, domnule Todoran, o să ajungeți la un verdict în seara asta. Corect, judecătorii vin cu un verdict. Eu v-am întrebat, domnule Breaz, și repet întrebarea că sunt insistent. Care este interpretarea politică a ceea ce se va întâmpla într-o săptămână? Da, este final de campanie, Dragnea își află până la urmă soarta politică luni, nu mai este cai de întoarcere. Astăzi avocații au încercat să tergiverseze, să câștige o lună, două. S-a închis. Nu mai merge pe procedură, nu mai merge pe excepții. Luni o să fie sentința. Iar dumneavoastră de la PSD trebuie să luați o decizie. Dacă va fi condamnat, ce faceți? E ca în planurile respective. Varianta A, varianta B. Orice om își pregătește și își face o strategie în viață, nu? Ce se întâmplă dacă pleacă la pușcărie? Decizia corectă este dacă varianta A și nu va fi condamnat, va fi achitat și vom merge mai departe și vom câștiga și următoarele alegeri. Cu toate că duminică vom câștiga cu un scor și prezidențiale. Cu Dragnea candidat. Se decide după alegerile europarlamentare cine va fi candidat. Păi a spus clar că domnule Constantin, interveniți. Da, eu dezavuiesc modul acesta de dezbatere, să facem o analiză pe fond a dosarului, dacă domnul Liviu Dragnea e vinovat sau nu. Sunt argumente pro și contra în funcție de simpatia politică. Însă, pot să răspund la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră prima dată. Eu cred că ziua de astăzi, chiar dacă eu de-a lungul timpului am separat ce se întâmplă în justiție de politic, cred că ziua de astăzi va avea o semnificație politică extrem de puternică. Și ziua de azi și ziua de luni. Dacă Liviu Dragnea luni va fi condamnat, cu siguranță multe lucruri se vor schimba în țară. Și spun în țară, nu neapărat în Partidul Social Democrat, pentru că Partidul Social Democrat în momentul de față este partidul care guvernează și care conduce țara. Va cădea dacă guvernul? Este posibil orice. Dacă Liviu Dragnea va fi condamnat. Eu nu doresc rău nimănui, n-am dorit niciodată și cred că trebuie să-l schimbăm pe domnul Liviu Dragnea și pe domnul Tăriceanu prin votul din 26 mai, prin acțiunea politică. Celelalte lucruri țin mai mult de partea personală. Dacă va fi achitat în schimb Liviu Dragnea, de asemenea va fi o semnificație puternică pentru că acest mesaj pe care dânsul l-a propagat în spațiu public de 2 ani de zile, 3 ani, 4 ani, că este persecutat politic, va prinde consistență. Și asta trebuie văzut. Acesta este semnificația zilei a ceea ce s-a întâmplat astăzi și săptămâna viitoare. Legat de domnul Mazăre, aici nu sunt foarte multe elemente. Sunt tot felul de speculații. Au fost speculații că a evadat, că a cerut azil politic, că știe multe despre Dragnea sau despre nu știu cine. Asta cred că sunt lucruri care țin de cancan. Au fost manipulări ale colegi de la altă televiziune. O minciună ordinară pe care o dezavuez în seara asta. Da, sunt colegi de breaslă care inventează știri, fake news. Da, dar vedeți, marea problemă, și eu am spus-o la dumneavoastră în emisiune de fiecare dată, marea problemă este că și în această seară și de fiecare dată mai avem în 5 zile alegeri pentru Parlamentul European. Nu discutăm, domnule, ce facem acolo, care e direcția României, vom rămâne în Europeană, parcursul european, pro-NATO și așa mai departe. Nu discutăm despre măsuri, nu discutăm despre ce se va întâmpla la vot, pentru că oamenii, vă spun, eu am fost în teritoriu, nu sunt foarte interesați, din păcate, de votul din 26 mai. Asta cred că ar trebui să discutăm, dincolo de ceea ce se întâmplă. Vedeți, tot această guvernare de 2 ani și jumătate, din ianuarie 2016, nu are decât un singur subiect. Ce se întâmplă în zona de justiție și, mai exact, ce se întâmplă cu domnul Liviu. Și acum este vina, domnule Constantin? Păi este vina presei sau opiniei publice că discută lucrurile astea? Nu, este vina corect că dumneavoastră dezbate și cred că dumneavoastră, presa, a fost mijlocul prin care toți au putut să se manifeste într-o formă sau alta. Cred că e vina celor care guvernează și motivul pentru care știți foarte bine că și eu am plecat din guvern în 2017, pentru că am văzut că nu o să avem decât subiectele astea. Nu se poate face nimic constructiv. Și să știți că oamenii văd. Chiar dacă foarte mulți spun în momentul de față, domnule, PSD-ul are un electorat format din cei care primesc asistență socială, pensionari și așa mai departe, să știți că lucrurile nu mai stau chiar așa. Am văzut și pensionari care, chiar dacă au beneficiat de o mărire de
pensie. În momentul de față spun, dar stați un pic, că mărirea de pensie nu compensează creșterea prețurilor. Prețurile au crescut fantastic în această perioadă. Chiar și asistații sociale, domnule, nu putem să stăm la promisiune domnului Dragnea pe care le-a făcut în 2016 și pe care acum le duce la un, nu știu, la un nivel atât de mare cum n-am văzut niciodată. Am văzut că se dau bani din nou la primării, se dau bani pentru indemnizațiile pentru mame, în agricultură curge numai lapte și miere, deci o grămadă de lucruri care, din păcate, nu le-aș băga decât în acest registru electoral al promisiunilor care probabil că nu se vor îndeplini. Bun. Sunt două evenimente foarte importante. Vor afecta Răzvan Pișcă până la urmă alegerile europarlamentare, evenimentele astea, venirea lui Mazăre, pentru cei din PSD și subiectul ăsta cu Dragnea. Va avea emoție, va avea impact electoral. Unii spun că, practic, tergiversarea sau, practic, amânarea, mă scuzați mai degrabă, practic, judecătorii au vrut ca să nu se implice în jocul electoral, pentru că, de regulă, ar fi trebuit să dea verdictul, sentința astăzi. Și sentința respectivă, într-o parte sau în alta, ar fi influențat alegerile. Dar întrebarea este, în 27, verdictul nu va influența, până la urmă, scena politică? Exact categoric. O zi după alegerile. Oricum o dai, până la urmă... Cum? Venirea lui Mazăre, teoretic, ar trebui să influențeze, dar practic nu va influența, pentru că este, din păcate, atât de tehnică problema, încât nu prea ajunge să fie penetrată în media. Pentru că e important totuși de spus că timp de 2 ani de zile Ministerul Justiției, Tudorel Toader, n-a făcut absolut nimic pentru a pune în executare un mandat internațional de arestare preventivă și mai apoi unul pentru executarea unei pedepse. Da, vedem imagini de la Rafa. Și s-a ajuns în situația asta doar pentru că domnul Mazăre este un borfaș prin vocație. Adică domnul Mazăre s-a apucat de dat țepe în Madagascar. Și a fost... De ce vă bazați? Aveți informații, probe? Da, sunt relatele din presa din Madagascar care au fost aduse și în presa românească. Domnul Mazăre a furat un teren unui asociat din Madagascar, asociatul respectiv i-a făcut o plângere penală în Madagascar și pe baza acelei plângeri a fost arestat. Iar atunci, doamna Bircea nu mai avea ce face, că era chiar culmea să se facă că nu, după ce informația a apărut și în presa românească, și l-au scăpat de el din Madagascar și l-au trimis în România. Da? Da. Dar timp de 2 ani de zile Ministerul Justiției din România n-a făcut absolut nimic, în condițiile în care, gândiți-vă că, eu vă spun ca un navetist de otopeni, aproape săptămânal sunt cetățenii noștri care, din păcate, fac fără de legi prin alte state, care sunt aduși în țară. Extradările sunt un lucru oarecum comun în lumea justiției. Iar timp de 2 ani de zile nu s-a făcut niciun fel de efort pentru a-l aduce pe Mazăre de acolo, deși se știa exact și unde este. Dacă Mazăre nu dădea țapă, el s-a apucat să facă țepe pe acolo și tot felul de infracțiuni. S-a ales o plângere pe acolo. Și de-aia l-au luat și l-au trimis în baza apartenenței Madagascarului la Europol, la Interpol, nu la Europol, la Interpol și nu pe un acord de extradare cu România. Repet, lucrurile astea ar trebui să fie un pic grave, dar e greu să le mai explici în așa fel încât să influențeze alegerile. Situația domnului Dragnea, în schimb, da, pentru că pentru orice om care, nu trebuie să fie neapărat jurist, pentru orice om care vede lucrurile din acel dosar, și să insist pe treaba asta, chiar dacă sunt lucruri din dosar, 4 inculpați care și-au recunoscut faptele, o condamnare de 3 ani și 6 luni la fond, orice om de bun simț înțelege că lucrurile merg într-o direcție și sunt șanse foarte mari ca să fie ultimele 7 zile de libertate al domnului Dragnea. Repet, nici eu nu-i doresc, nimănui nu-i doresc rău. Dar până la urmă știți cum e, fapte e fapte și vine un moment când trebuie să răspundem pentru faptele noastre. Și cred că pot să influențeze cel, mult, cel puțin în mobilizarea primarilor PSD din țară, care se pot gândi foarte serios că de luni încolo doamna Dăncilă s-ar putea să ajungă chiar președintele partidului, pentru că ea fiind președinte executiv, mă gândesc că ea va prelua interimatul dacă se va întâmpla cu domnul Dragnea. Da, domnule Breaza, așa este, doamna Dăncilă să ajungă șefa PSD dacă se întâmplă ceva cu Dragnea? Statut? Cred că da. Eu am spus foarte clar, nu se întâmplă nimic rău cu domnul Dragnea, va fi achitat luni și nu se pune și această ipoteză a domnului Prișcă, nu stă în picioare. Dar nu vă afectează tot scandalul ăsta și scandalul cu Mazăre. Să știți că Mazăre afectează acest scandal cu era unul dintre primii 5 lideri ai PSD, era vicepreședintele partidului, era printre cei mai importanți șefi de organizații locale, Radu Mazăre, cred că cel mai important după Oprișan și după Liviu Dragnea, al treilea în ordinea când Mircea Joan era președintele PSD. Nu vă afectează scandalul ăsta? Un important lider al partidului dumneavoastră, da, fost lider de vază, a luat 9 ani de pușcărie și de-abia după 2 ani de zile a putut fi adus în România. Ce spune asta despre partidul dumneavoastră?
Asta nu spune absolut nimic. Persecuție politică, nu, sunt persecutați nu, politic. Nu este, domnul deputat, dați-mi voie să continui și eu ideea. N-ați în primul rând, domnul Radu Mazăre a fost într-adevăr un lider important al Partidului Social Democrat și chiar a fost un primar de succes în Constanța. Dacă ne gândim și chiar dacă mergeți la Constanța, să știți că sunt foarte multe persoane care în perioada... Nu-mi place în perioada, Constanța, păi, mulți spun în momentul de față, bun, acum Constanța poate să arate și fiecare... De pământ și terenul de domnul deputat. Cum se numește? Deci sunt Constanța poate să arate și mai bine, asta este clar, ca orice oraș sau orice alt oraș din România. Faptul că 2 ani de zile Radu Mazăre nu a fost adus din Madagascar, decizia definitivă în dosarul domnului Radu Mazăre nu e de 2 ani de zile. Deci, nu, acea decizie definitivă e de 2 ani. Da, dar arestare preventivă. Da, dar o decizie definitivă în acest dosar a fost în urmă cu câteva luni de zile. Mandatul de arestare confirmat și reconfirmat, da, în al doilea rând din Madagascar. În al doilea rând nu putem să acuzăm la un moment dat că Ministerul de Justiție nu și-a făcut treaba în această perioadă și că un mandat de arestare. Aici sunt foarte multe proceduri, sunteți jurist, că cunoașteți foarte bine procedura. De exemplu, acum eu vă mai spun încă un lucru. De ce, de exemplu, domnul Radu Mazăre nu a beneficiat de un proces de extradare? Sunt foarte multe cazuri în care, în momentul în care s-a trimis o cerere de extradare, indiferent cine e inculpat, indiferent de unde e persoana respectivă, este un proces de extradare. Adică, hai, n-am spus, domnul Prișcă, domnul Prișcă, dați-mi un răspuns juridic, bazat pe argumente juridice, foarte de ce simplu. Domnul Radu Mazăre nu a beneficiat de un proces de extradare? Discutăm ipotetic. Doar în paradigma Uniunii Europene. Alte state nu au dreptul Uniunii Europene. Au fost cazuri și în alte state. Au fost și... Haideți să nu vorbim acum de Madagascar și să considerăm Madagascarul... Eu consider Madagascarul o țară cu drepturi depline ca și România în întreaga lume. Este un stat independent. Normal. Da, dar vorbesc de procedurile internaționale. Procedurile internaționale, bine că se supun în alte țări. Procedurile internaționale dar trebuie... Dar dacă el a ales să meargă să-și facă viața în Madagascar, ce probleme? Ales țara prost. Eu vorbeam să meargă aici în altă țară de europeană. S-a apucat de țepe. Dacă nu s-a apucat de țepe, Madagascar era liber. Sunt articole de presă. Nu, e realitatea repunerea. Dar considerați... Fiul a spus... Considerați că ar fi fost corect... Dacă îmi permiteți să remarc un lucru pe care l-a spus domnul ministru Breas, că Ministerul Justiției și-a făcut treaba și aici chiar și-a făcut treaba. Domnul Mazăre s-a întors în țară mai repede decât în alte situații, așa cum ați văzut. Eu mi-amintesc așa, dacă vreți, un lucru amuzant. Acum câțiva ani de zile, când era o propagandă împotriva lui Victor Ponta, s-a spus că pe mandatul lui Victor Ponta, de prim-ministru sau de președinte al PSD, foarte mulți baroni locali au fost persecutați, să spunem așa, de justiție. Și în momentul respectiv au intrat în pușcărie și așa mai departe. Li s-au făcut dosare, da, 2013, da, 2014. Pe același discurs am putea spune, iată câte se întâmplă pe mandatul domnului Dragnea. Câți din PSD, din păcate, intră, pentru că v-am spus, niciodată n-am... E un lucru pe care l-a spus și Victor zilele trecute și cred că trebuie spus doar pentru a combate demagogia care s-a spus în acea perioadă. Justiția, asta trebuie să transmitem noi politicienii de fiecare dată, este independentă, trebuie să fie independentă, nu trebuie să judecăm în funcție de ce se întâmplă în justiție, în funcție de cine este la guvernare sau în perioada cui s-au întâmplat anumite lucruri. Îi spun bună seara lui Rareș Bogdan, candidat PNL la europarlamentare. Bună seara! Bună seara, domnul Mănăstire, bună seara tuturor telespectatorilor și invitațiilor mele. Bun, știu că ești în campanie electorală, se fac tot felul de evenimente. În Slobozia. Te-au sunat colegii să discutăm puțin despre cazul ăsta Radu Mazăre. PSD, să le mâncăm picații și aici. Da, județ important pentru PSD. Te-am sunat să facem o discuție despre Radu Mazăre și fac apel la multele emisiuni pe care le-ai făcut despre baronatul de la Constanța, condus de Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu. Și până la urmă, da, Republica Mazăre, ca un arc peste timp, Rareș Bogdan, se închide o epocă, să spun așa, o epocă începută acum 19 ani, când Radu Mazăre și camarila lui punea mâna pe Constanța. Dacă procesele astea istorice durează 20 de ani, Rareș Bogdan, în România, putem să mergem deja la pensie. Da? Domnule Mănăstire, foarte complicat. Eu, de câteva luni de zile, le tot spun celor de la putere din România că în democrație oții stau la pușcărie. Eu sunt foarte încântat
că totuși cineva de la putere a înțeles ce înseamnă această zicere a mea. Cei din Madagascar, deși le-am tradus în malgașă, cred că au făcut ei traducerea și le-au trimis pe Radu Mazăre acasă, pentru că trebuie să spunem un lucru foarte clar și rușinos. Statul român nu a avut nici un merit în aducerea lui Mazăre acasă. Mazăre a fost adus acasă din cauza faptului că acolo era drogat și s-a certat cu fiul șefului de trip din zonă pe un teren unde urma să mai construiască niște bungalouri. De unde sunt informațiile? Din presa malgașă, să spun așa? Din presa malgașă, domnul Mănăstire. Sunt un cititor al presei internaționale, am citit presa malgașă și o păsărică a venit să-mi traducă din malgașă în română. Deci, domnul Mazăre nu a venit datorită demersurilor autorităților române, a doamnei Pircial sau a ministrei Carmen Dan. Deci, năravurile lui de la Constanța l-a mutat în insulă și, practic, i-au fost fatale. O să vedem, Raleș Bogdan, imediat imagini cu minte Radu Mazăre fizic în închisoarea de la Rahova, live, în direct. Deci, practic, spui că a fost un scandal acolo. A fost un scandal pe niște concesiuni de teren, pe bungalourile care le avea acolo și cele două plaje pe care le administra, plus că omul, dacă a vândut plaje la Mamaia și a nenorocit plaje la Mamaia, s-a gândit să nu schimbe obiectul de activitate și a încercat să fie șmecher și în Madagascar. Și acolo nu a mers cu șeful de trib, nici cu noua putere care s-a schimbat în Madagascar și oamenii l-au trimis frumos pachet acasă, iar autoritățile române, deși nu și-ar fi dorit să-l primească parchet, și-ar fi dorit orice, dar să nu vină Radu Mazăre acasă, nu mai aveau ce face, au fost nevoite să-l ia de bun. Ei bine, dacă Radu Mazăre începe să vorbească, Liviu Dragnea stă în pușcărie 272 de ani. Nu mai rămâne nimic de el. Deci pentru că Radu Mazăre cu Nicușor Constantinescu sunt cei care au stat în spatele evoluției lui Liviu Dragnea, începuturilor lui Liviu Dragnea, de firma Raja, condusă de baronul de Constanța Felix Stroie, și firma Teldrum, sunt două firme nu concurente, ci surori dulci sau verișoare dulci la banul public, care s-au dedulcit de-a lungul timpului la banul public. Deci Liviu Dragnea s-a uitat cu admirație la Radu Mazăre și la Nicușor Constantinescu. Iar astăzi, creatorii lui Liviu Dragnea, cei doi, pentru că creatorii lui sunt Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, coordonați de Strutinski. Acești creatori ai lui sunt doi în pușcărie, unul la Galați, unul la Rahova în scurt timp, iar celălalt fugărit dintr-o parte în alta și cu vreo 11 dosare penale pentru banii pe care i-a deturnat Strutinski. Deci gândiți-vă că dacă acești indivizi încep să vorbească, Liviu Dragnea, care cred că eu l-am văzut și la ultimul meeting de la Târgoviște, am urmărit discursul, pare a unui om disperat, care și-a pierdut complet uzurațiunii. Problema nu e că e el disperat, problema este că ne disperă pe noi și vine cu un discurs anti-european extrem de grav pentru România. Îți mai dau o informație, probabil că ai văzut declarația lui Victor Ponta, care, evident, după ce a plecat din PSD, începe să lovească cu informații în exclusivitate. A spus că în 2015 Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre i-au spus că o să-l aleagă pe Dragnea, președintele PSD, da, în defavoarea Rovanei Plumb, da, candidata susținută de Ponta atunci, pentru că Liviu ne-a promis că o să ne scape de dosare penale. Completez oarecum relația bună dintre baronii de la Constanța și actualul șef al PSD. Deci Liviu Dragnea nu a livrat. Lideri apropiați. Dacă a avut vreodată lideri apropiați la nivel local din PSD, cei mai apropiați lideri locali PSD de Liviu Dragnea au fost Nicușor Constantinescu cu Radu Mazăre. Practic afacerile, prieteniile, relațiile dintre ei au o istorie de 15 ani, iar cei doi au un ascendent asupra lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a devenit puternic, șmecher în PSD în ultimii 3-4 ani. Ceilalți, ziți-vă că l-au tolerat, l-au sprijinit, l-au sfătuit cum să facă toate mizeriile de apurat din banul public. Deci Mazăre este trotil, este bombă cu neutron, nu doar pentru Liviu Dragnea. Mazăre, dacă vorbește, aruncă în aer complet Partidul Social Democrat, ceea ce nu cred că e o mare problemă, adică eu sigur o să plâng și încă vreo
10-15 milioane de români dacă PSD-ul se duce la lada de gunoi a istoriei acolo unde e locul. Nu cred că va plânge cineva după ei, sincer să fiu. Și atunci spun o întrebare ca să facem o concluzie a discuției. De ce crezi că ministrul interimar al justiției, Ana Birceal, s-a mișcat atâta de repede? A tradus documentele? Adică a fost o chestie voluntară aici. Ana Birceal putea să temporizeze povestea, putea să o temporizeze, dar și-a făcut ca la carte treaba. Ne place sau ne place doamna, dar a făcut hârtiile la timp. Doamna, domnul Mănăstire, dumneavoastră sunteți un om care a lucrat în zona de investigații. Eu v-am cunoscut, fiind colegi, la un ziar regional, e drept, apoi ați condus Gardian, înainte ziua la Cluj, lucrând în investigații. Eu vă rog ca în următoarele zile, dumneavoastră care sunteți un fin jurnalist, să vedeți cine este soțul doamnei Birceal. Și după ce veți vedea cine este soțul doamnei Birceal, veți înțelege de ce s-a mișcat atât de bine doamna Birceal. Este un om de afaceri, da, de origine engleză, foarte bogat, britanică. Cu relații britanică, da, cu relații foarte bune la ambasada Marii Britanii și la ambasada Statelor Unite de la București. Nu m-am îndoit niciodată că sunteți un om bine informat. Îmi dovediți încă o dată că sunteți un om bine informat. Așa deci este, legătura, da. Deci legătura cu aducerea domnului Mazăre în timp record sau traducerea, căutați-o la soțul doamnei Birceal, niciun caz la Liviu Dragnea. Dacă era după Liviu Dragnea, traducerile se făceau din malgașă în franceză, în engleză și în română, undeva prin școală, prin videle, într-un capăt de curte. Exact, în acum mi-a căzut toalete, informația. Peste vreo 15 ani. Oare câți traducători de malgaș or fi? Da? Și cum s-a tradus din malgaș eu în franceză? Că da? Autoritățile au tradus în democrație hoții la pușcărie. Eu sunt fericit că totuși au găsit să traducă din română în malgaș. Da. Și că au și pus-o în practică. Bun, mulțumesc pentru intervenție. Vedem așadar imagini de la Rahova. Așteptăm să intre Radu Mazăre la locul unde își va ispăși pedeapsa. Repet, informațiile sunt că mai urmează încă 4 dosare penale. Sunt deschise investigații pe numele lui Radu Mazăre, pe numele Nicușor Constantinescu, Sorin Strudischi. Ce s-a întâmplat la Constanța în aproape 20 de ani de când oamenii ăștia au controlat sub o formă sau alta, pentru că vă spun următorul lucru, nici actualul primar al Constanței, Decebal Făgădău, nu este foarte străin de operațiunile acestei grupări, Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu. Făgădău a fost viceprimarul și mâna dreaptă a lui Radu Mazăre, a ajuns primar în 2016, dar din 2000 până în 2016 această grupare politică de la malul Mării a controlat cu o mână forte tot ce s-a întâmplat în economie și în politică acolo. Discutăm despre cel mai bogat, practic, județ teoretic al României, discutăm doar de portul Constanța, investiție și obiective economic strategic al României. Numai rulajul în portul Constanța anual este undeva la 4-5 miliarde de euro, da? Domnul Todoran. Domnul Mănăstire, e simplu. Ce ați citit pe rețele de socializare? Vă e simplu, nerabul PSD-ist, inclusiv în afara granițelor, se dovedește. Nu s-a putut răbda. Aici este un nerab acelor din PSD, nu știu cum se nimerește ca... Chiar acest partid care ar trebui, văd că victimizat după ce spune domnul ministru, așa, ei au mâna cea mai întinsă. Cam ei au probleme cu justiția. Iar când ei au probleme cu justiția, sarca și arși că sunt persecutați politic și dosar politic. Și doi la mână, vă spun eu de ce domnul Mazăre a ajuns în România. Dom'le, nu s-a mai întâmplat ca și la Târgoviște. El a știut parola. Domnul Mazăre știa parola. Știa parola să ajungă în România, pentru că tovarășii de la PSD, că încă merg pe aceeași structură, cer parole oamenilor să intre în orașe. Uite, domnul Mazăre avea și tichetul și parola cu care să intre în România. Așa s-a nimerit. Nu știu dacă e norocul sau ghinionul dânsului. Dar culmea că cei din PSD, în ultimele luni de zile, văd că tot mai mare asupreala asupra poporului. Nu se poate, nu știi în momentul de față parola, nu poți ajunge la un meci de fotbal, că nu știi parola să intre în oraș. Dom'le, ceva desperiat. Și uitați că s-a nimerit exact domnul Mazăre să le știe pe toate, inclusiv parola. Domnul ministru, trebuie să vă asumați unele lucruri. În momentul de față, PSD-ul este cel mai, nu știu dacă e corect, cercetat partid. În momentul de față, PSD-ul, nu știu dacă e încolțit din justiție, dar dacă deschidem televizorul dimineața și până seara, în afară de anumit post de televiziune,
cei din PSD sunt cei cu dosare penale. Au cele mai multe dosare penale. Și sigur că o să spuneți că sunteți numeroși. Imediat. Dar nu știu cum se face că românul de rând nu o duce cu nimic mai bine. Cu absolut cu nimic nu o duce mai bine. În momentul de față, prețul la cartofi, pentru că vorbeam înainte, zicea domnul Constantin, de pensionari care și-au dat seama de Vă explic și cu cartoful, că văd că nu înțelegeți lumea voastră cum domne, e prețul cartofului. Să nu începeți chiar cu piața externă, da, și cu teatru, piață și cu teatru făcut de Liviu Dragnea mușcând din ceapa prin piețele românești. Pentru că chestia asta s-a întâmplat doar în campanie electorală. Sau că suntem atacați de vreo forță extraterestră și de-aia prețurile au explodat în România. Vedeți, domnule Todora, niște imagini frumoase, demne de un social-democrat. Petrecerile lui Radu Mazăre, care au oripilat o țară întreagă, altfel primar social-democrat, domnule Breaz, dar cu o viață extrem de opulentă, cu o vilă estimată la câteva milioane de euro pe lacul Sutighiol, bărci, nave, proprietăți imobiliare de milioane și milioane de euro, o viață foarte îmbelșugată, femei frumoase, petreceri, samba, distracție, da? Și pe fundală, telenovelă Marca Rareș Bogdan. Da, telenovelă, netelenovelă, face parte din povestea de viață a partidului dumneavoastră, domnule Breaz. Eu prima dată vreau să îi dau o replică colegului de la PMP, așa, pe scurt. În primul rând, Partidul Social Democrat este un partid care a făcut ceva pentru români și a făcut ceva bine. Prețul crescute în ultimul timp. Domnul deputat, nu v-am întrebat. Prețul crescute? Domnul deputat, nu v-am întrebat. Păi nu vă întreb pentru că sunt civilizat și vă las să vorbiți. În al doilea rând, nu știu dacă la Parlament știu chestia asta. Dați-mi voie, eu vorbeam aici, suntem în același studio. În al doilea rând, eu nu știu ce vă recomandă pe dumneavoastră PMP să criticați PSD-ul. Ce ați făcut dumneavoastră pentru România? A făcut domnul Băsescu 25% salarii tăiate. Domnul, asta ați făcut. Ce vă recomandă? Eu credeam că ați placa asta... iară cu domnul, prețul cartofului. Am înțeles. Dar în momentul de față, altă placă dumneavoastră n-aveți pe eu vreau să cred că în PMP există și un membru civilizat care mă lasă să vorbesc. Nu vă lăs, pentru că vorbiți pe în afara subiectului. Da, în momentul de față, ce vă recomandă să ne criticați? În momentul, păi cum ce vă? Ce poporul vă care a ieșit în stradă... Ce, pe dumneavoastră și, cei de la PMP? Stați puțin. Nimic, nu ați făcut nimic pentru puțin. România. Și noi cei de la PMP domnul suntem deputat, poporul. În momentul în care faceți ceva, puteți să criticați. Domnul vă las să ministru. Vă discor cum vorbiți. Păi nu, hai să povestim pe concret. Povestim, dar dacă mă lăsați să-mi duc ideea până la capăt, promit că vă las și eu. Eu sunt un om civilizat. Nu vă recomandă nimic să criticați PSD-ul. În al doilea rând am crescut acele salariile și pensiile. Îmi dați voi să-mi continui. Dacă nu vă las să faceți... Hai, până vă plictisiți, vă las să vorbiți. Vreau domnul Mănăstirea să spun un lucru, pentru că domnul Doran a ridicat un subiect care cartoful este șocant pentru România lui 2019. Tichetul. Parola. Vă spun că atunci când am citit știrea astăzi, n-am crezut și am uitat și pe filmuleț. Faptul că un agent al poliției române, nota bene, nu al poliției locale, pentru că poliția locală e sub primar și pot să înțeleg abuzurile ale primarului PSD de oriunde fi. Dar faptul că un agent al poliției române, în timpul unui meeting al PSD-ului, oprea mașinile și lăsau să treacă la meeting de dacă aveau parolă în România lui 2019. După ce timp de o săptămână, într-adevăr, doamna Dăncilă, pe unde s-a plimbat prin țară, a fost primită cu foarte multă bucurie. De foarte asta mult ironie, protestatari. Probabil, da? Da? Ca să fac o rimă. După ce s-a întâmplat, în ultimele 10 zile, la Târgoviște au închis orașul pentru a se bucura de un meeting fără protestatari. Dar pentru asta au folosit agenții poliției române. Vă repet, când am văzut știrea, m-am gândit că e vorba de poliția locală care poate fi sub abuzul primarului de acolo. Dar s-a ajuns să te folosești de așa ceva. După ce la acum 48 de ore, jandarmii, toate ministerurile interne, au ridicat preventiv niște protestatari și au pus în dubă, până și-au terminat cei de la PSD meeting-ul, sunt lucruri care ar trebui să ne dea foarte serios de gândit. Pentru că dacă acum la europarlamentare ajungem la așa ceva, ce se va întâmpla la prezidențiale și mai apoi la parlamentare? Domnul Mistrei, ieșiți între oameni. Eu aș completa pentru că într-adevăr asta e o chestiune pe care foarte grav. Am văzut-o, e foarte gravă și aici cred că cineva trebuie să răspundă, dar așa cum ar trebui să răspundă și la chestiunea legată de cimitirul de pe Valea Uzului. Dar eu aș completa pentru că m-am intersectat cu doamna Dăncilă într-o acțiune în țară la Sâmbra Oilor, județul Satu Mare. Eu n-am mai văzut până acum un prim-ministru care să fie, probabil că și domnul Dragnea, la fel, și toți cei care sunt în PSD. Asta arată, cum se spun, starea societății, fierberea din societate. Un prim-ministru care să fie păzit acolo, din ce am identificat eu, erau jandarmii pe de-o parte, pe de altă parte agenți privați de pază și agenți SPP.
Așa ceva eu n-am trei rânduri de paze. Sunt și fotografii. Și eu am fost în momentul respectiv la Sâmbra. Da, de vreau să spun, bun, i s-a și permis, i s-a și interzis doamnei comisar Crețu să intre acolo. Mă rog, incidente de genul ăsta, mici abuzuri care se întâmplă, dar asta arată altceva. De ce se interzică Corinei Crețu? Pentru că s-a creat un culoar. Era evenimentul de partid sau ce? S-a creat un culoar. Au privatizat oile sau ce? Teoretic, cam așa s-a întâmplat. Pauză, vine pauza comercială peste noi și așteptăm Duba, da, care o să vină și o să vă dau după lui Ștate o explicație de ce facem această dezbatere. Haideți să vedem și imaginile mult așteptate. Radu Mazăre, vedeți imagini, intră în penitenciarul de la Rahova. Acestea sunt imaginile pe care media și opinia publică le-a așteptat toată ziua. Vedeți mașina, cum intră, se închid porțile. Radu Mazăre nu a fost scos la presă, cum se obișnuia acum câțiva ani. Nu sunt imagini cu el. Ați văzut mașina care intră pe poarta penitenciarului de Rahova și așa se scrie încă o pagină de istorie politică recentă a României. Revenim în câteva minute.